Mânca piele așa peste tot, peste tot, mă venea să mă scar prin ca pisica. Și apoi, o caldă de tot așa, despre care nu știu absolut nimic. Well, hello, well, hello, hello. Avem aici așa ceva. Ceva ce n-am mai avut de foarte mult timp, din perspectiva mea. Și astăzi vom avea parte de câteva lucruri delicioase. Am să le țin aici, în fața mea, pentru că îmi sunt foarte, foarte dragi. Și anume un book haul. N-am mai făcut un book haul de foarte mult timp pe canalul ăsta și nu mi-am mai cumpărat cărți de mult timp, pentru că am făcut nenorocirea aia pe care n-am să o mai repet niciodată în viața mea, chit că o să mă inund de cărțile necituite. Niciodată în viața mea n-am să mai interzic să nu mai cumpăr cărți, că a fost oribil. Deci a fost înfiorător, a fost groaznic, nu. Deci este rău. Rău de tot. Deci am suferit mai tare decât atunci când am încercat să fac nova year-ul ăla pentru machiaj. Deci nu. N-am putut, nu. Mă mânca pielea așa peste tot, peste tot. Mă venea să mă scar prin ca pisica, că vroiam cărți și nu aveam voie. Și acum am scăpat și mi-am luat câteva, numai câteva, am fost cu mințică pentru că mai am câteva de luat, nu de alta. Am luat câteva acum, dar mai vine o tură, stați așa că mai am ceva de luat. Da, avem astăzi aici 2, 4, 6, 8, 12 cărți despre care povestim și sunt tot așa cum v-am obișnuit pe categorii diverse, pentru că eu nu pot să mă stabilesc pe un singur gen literar și nu pot să mă opresc la un singur stil de carte. Prin urmare, avem niște cărți foarte drăguțe și o să încep eu cu aceasta, care este Clubul Crimelor de Joi, de Richard Osman. Este primul volum din seria Clubul Crimelor de Joi, o serie super cunoscută la noi, foarte populară. Avem un club de vedete octogenare, ca să spunem, care își înființează un club prin care rezolvă crime. Este un roman polițist, după cum știți. Mi-a sunat foarte, foarte bine cartea asta și o să vedem dacă se ridică la nivelul hype-ului pe care îl are. Apoi, o carte pe care mi-am propus-o și în clipul ăla cu 23 de cărți de citit în 2023, o am și acolo pentru că este unul din obiectivele mele specifice literare și asta pentru că atât am auzit anul trecut de cartea asta de nu mai pot. Deci atât am auzit de ea. Pe unde vedeam, pe unde mă întorceam, nu era cartea asta și toată lumea vorbea despre ea și trebuie să-mi văd și eu despre ce e vorba. Și este vorba despre Până nu se răcește cafeaua, dar nu asta m-a convins să o iau, ci faptul că a fost comparată cu Biblioteca de la miezul nopții. Ci că ar fi cumva același principiu și același concept. Așa mi s-a vândut mie cartea asta, Biblioteca de la miezul nopții, fiind o carte care mie mi-a plăcut foarte tare. Prin urmare, avem Până nu se răcește cafeaua de Toshikazu Kawagaki, cred. Nu știu, iertați-mă dacă i-am pocit numele de la litera. Să vedem ce o să iasă. Dacă o să-mi placă sau nu. Apoi, avem o carte în care mi-am băgat eu puțin așa degețelele și poate că am și terminat-o, nu știu, dar este în book haul, în orice caz, este Carnaval. O carte de fantasy, ficțiune, nu știam foarte multe lucruri despre ea când m-am băgat în cartea asta, dar am aflat pe parcurs de așa, o să povestim despre ea la final de lună, pentru că este interesantă și este prima carte fantasy young adult pe care o avem în acest pachet. Apoi avem Diamante și Foc, care este încă în folie, dar cum se poate așa ceva? Eu urăsc foliile, la mine cărțile n-au ce căuta în folie. Și tocmai am desfăcut-o cu o pesetă, da, ați văzut bine. Așa, Diamante și Foc de la Baroque Books and Arts este o carte pe care, de altfel, le-am făcut-o cadou și prietenelor mele, pentru că mi s-a părut că sună foarte interesant, e despre, dacă am înțeles eu bine, acum nu s-ar putea să bat câmpii, că am citit sinopsisul, este despre istoria diamantelor, a pietrelor prețioase, dar diamantelor cu precădere, mă rog,
multe chestii, multe lucruri interesante. Mi s-a părut interesant, așa am luat-o. Nu știu foarte multe despre ea, dar arată și bine, dă bine pe un raftul pe care nu l-am, dă foarte bine. Așa. Apoi, o carte care mi-a plăcut după titlu și se numește Arta Rafinamentului. Și aici vorbim despre high class, rafinament, artă în sine, arta de a fi elegant, știți, toate subiectele alea drăguțe care și spumoase care îmi plac mie. Apoi, o carte pe care am văzut-o tot așa peste tot, anul trecut. Era să o cumpăr când am fost la Cluj, că am dat de ea în librărie, că prima dată nu știam dacă s-a tradus și la noi și era să o cumpăr atunci, dar am zis, nu ai voie să cumperi cărți. Deci am zis, nu, ok? Și este vorba despre Atlas și cei șase aleși de Olivier Blake de la Bookzone. Așa, este, asta este considerată a fi o, cum se numește, mă? Dark Academy. Cam asta ar fi tropul. Avem și un tip aici care se vrea el a fi sexy. Nu știu dacă e neapărat sexy. Tocmai definiția mea de bărbat sexy pare mai degrabă un puști care nu prea știe ce vrea de la viață și încearcă și el să pară sexy ca să nu se vadă că nu știe ce vrea de la viață, dar trecem peste așa. Da, Atlas și cei șase aleși, o carte despre care am auzit foarte multe chestii, este ceva cu o societate secretă sau mai multe în cadrul unei universități, nu știu în care, din Anglia, cred că Oxford, Cambridge, una din ele, așa, ceva de genul, se întâmplă chestii, fantasy, iarăși, Dark Academy, iar. Apoi, încă o carte pe care am auzit-o peste tot, dar absolut peste tot, peste tot am auzit de ea, peste tot am auzit de cartea asta și va fi una din următoarele mele lecturi, cu siguranță, cât mai rapid, pentru că vreau să ajung la cartea asta. Viața invizibilă a lui Eddie LaRue de V.E. Schwab, tot de la Bookzone, o carte iarăși despre care am auzit, parcă Eddie LaRue face un pact cu diavolul, parcă așa mi-aduc aminte, și toată lumea, în pe măsură ce se întâmplă niște lucruri, lumea din jurul ei uită de ea și de aia devine invizibilă. Nu știu, asta e tot ce mi-a rămas în minte, nici că-mi trebuie mai mult. Îmi place la nebunie coperta asta, chiar dacă este neagră, și o să o citesc cu mare drag. Îmi place, apropo, ca paranteză, îmi place foarte tare când editurile de la noi respectă coperta originală, adică preiau coperta originală. Știu că nu întotdeauna se poate, pentru că chestii, drepturi de autor și așa mai departe, pe grafică și așa mai departe, nu întotdeauna se poate, dar în general librăriile de la noi sau editurile de la noi aleg cele mai proaste coperți posibile, deci cele mai urâte și mai proaste, și de aia în momentul în care văd că păstrează coperta originală, ediției originale din engleză, din, sau mă rog, din țara în care a fost publicată cartea respectivă, sunt tare încântată. Și în cazul ăsta, și în cazul ăsta se întâmplă și sunt minunate, mie îmi plac coperțile astea. Bun. Apoi avem o carte pe care nu intenționam în mod special să o cumpăr acum, deși este o carte pe care o am pe lista mea de dorințe de ceva timp. Și este unul din obiectivele mele literare pe anul ăsta, pentru că vreau să ajung la acest autor anul ăsta neapărat, dar s-a întâmplat. Așa a fost norocul lui și a cărții ăsteia. Să comand cartea asta pentru că a fost cartea contemporană a lunii ianuarie la Book Club și este vorba de Splendida cetate a celor o mie de sori de Khaled Hosseini, că da, am ajuns și la Khaled Hosseini, că era unul din autorii pe care este unul din autorii pe care vreau să-l bifez anul ăsta. După cum vedeți, mi-am băgat nasul în această carte, fiind lectura lunii ianuarie, lectura contemporană a lunii ianuarie. Da, este o carte pe care chiar vreau să o termin, să o ajung citesc, fiindcă era și în obiectivele mele literare. Nu știu nimic despre cartea asta sau nu știam nimic despre ea înainte să ajung la mine. De la ce editură? Este de la Niculescu. Bun. Apoi, avem o carte pe care iarăși noi intenționam să o cumpăr, dar mi-a ieșit în cale și am zis, da, ai zis tu că vrei mai multă psihologie, de ce nu? Și știți că unul din prietenii mei, cu care mă cert foarte des de altfel, este Freud. Pentru că ne bate în cap câteodată, el câștigând fiind mai deștept ca mine și dacă să mă mai nasc de 100 de ori tot o să fie mai deștept ca mine. Și am găsit cartea asta,
Și mi-a surâs. N-aș ști să vă, să vă dau alte motive decât că mi-a surâs cartea asta și am zis ok, hai cu mine, ce să faci. Este, uitați-vă la ea câtă este și vă zic că mai sunt încă 10 volume ca asta, adică face parte dintr-o serie și în timp, dacă reușesc să o citesc pe asta, intenționez să le iau pe toate. Sigmund Freud, introducere în psihanaliză. Primul volum, de la editura 3. Nu pot să mă obișnuiesc sub nicio formă cu mutra asta tânără a lui Sigmund Freud, pentru că toată lumea îl cunoaște pe Sigmund Freud după pozele alea când era el bătrân, aproape chel, cu barba albă, da? Nu imaginea asta. Imaginea asta mi se pare că e extraterestru. Cine ești și ce cauți aici? Că vreau pe Freud ăla pe care îl știu eu. Nu știu dacă o să vă intereseze treaba asta, dar era o carte pe care am luat-o și am zis o bifez, o bag aici în book haul, să par că am mai multă și eu. Dar dacă vă interesează ceva de pe aici și vreți să vă povestesc câte ceva din cartea asta, să îmi ziceți că eu vă povestesc. Așa nu cred că o să o bag prea tare în față, pentru că nu cred că prezintă interes. Astea sunt mai degrabă pasiunile mele personale. Apoi, avem Umanii, cartea, cred că contemporană a lunii decembrie. Am luat-o și n-am apucat să citesc, că în decembrie am fost împrăștiat în toate direcțiile. Este o carte despre ceva cu un extraterestru, Matt Haig a scris cartea asta, care Matt Haig îmi sună foarte cunoscut. A mai scris ceva de care am auzit recent. Așa, este de la Nemira cartea și aici avem, aici se povestește despre niște extraterestri sau ceva, niște ființe care vin din afara Pământului și vin să ajute Pământul sau ceva. N-am înțeles exact care e treaba, dar nu e o problemă că n-am înțeles, că vreau să descoper. Da, și trebuie neapărat că e restanță de anul trecut și asta. Și deja mi se adună cam multe restanțe de anul trecut și mă enervează. Apoi, o carte tot așa despre care nu știu absolut nimic. Bănuiesc că este ceva science fiction sau fantasy sau ceva pe acolo, prin zona asta. Tot în folie e și ea și am luat-o. Este Valul Uman de Paul Morland, de la editura 3. Cum și-au modelat oamenii lumea. Nu știu, mi-a sunat bine cartea în sine. Nu știu despre ce este vorba. Acum văd că sunt niște tabele pe aici. Eu cred că mai degrabă asta nu e despre... S-ar putea să nu fie fantasy, cum imaginam eu. S-ar putea să fie vorba despre... Chiar despre o carte, nu știu, documentar, despre cum a evoluat... umanitatea sau nu știu, habar n-am, nu știu, vorbesc nu pe mine, habar n-am, nu știu despre ce e vorba, nu mă băgați în. Și ultima, dar nu cea din urmă, este o carte grafică, da, Neil Gaiman, Sandman, evident, Neil Gaiman, pentru că îmi place foarte tare și am luat această carte grafică, care este absolut incredibilă, are niște desene incredibile aici, se par foarte interesante și abia aștept să o parcurg și să văd care-i treaba cu ea. Am încercat să mă uit la serial, acum am făcut, recent am făcut corelarea între cartea asta și serialul Sandman, The Sandman, la care am încercat să mă uit și nu m-a prins. Să vedem, poate după ce citesc cartea, poate mă prinde după ce citesc cartea. În orice caz, foarte interesantă, o să vă țin la curent și cu ea, să vedem ce se întâmplă. Și da, bănuiesc că este și cartea, romanul în sine, Sandman scris, dar am zis să încerc cu asta. Mi-a picat, eram pe elefant, mi-a picat așa în fața ochilor și zic ok. Acum, misiunea voastră este să-mi spuneți dacă ați citit cărțile astea pe care le-ați citit dintre ele și ce părere aveți despre ele. Puteți să dați și spoilere, că după cum vedeți mă ține neuronul și uit repede. Și dacă nu, să-mi spuneți pe care vreți să le citiți sau dacă aveți alte recomandări. Spuneți-mi și de alea că nu mă supăr chiar deloc. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat, dacă ați rezistat până la final. Veniți pe Instagram că vă țin la curent cu ce citesc și în ce stadiu sunt. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!